Profesorii care refuză să fie vaccinați anticovid-19, dar și să se testeze înainte de a se întoarce la cursuri, se vor confrunta cu o reducere a salariului și cu alte măsuri disciplinare în baza unei decizii ministeriale care se află în lucru. Testele la domiciliu au fost distribuite profesorilor și elevilor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, în urma redeschiderii liceelor pentru elevii din anii terminali. În afară de reducerile salariale, personalul din învățământ permanent poate fi de asemenea suspendat din funcție, fără să fie plătit până când se vaccinează, în timp ce personalul temporar va avea contractele suspendate.